fi foarte precisă, trec la limită. Adică ce fac la limită? Fac N puncte, care N tinde la infinit. Da? Deci împart în N puncte, am spus, dacă trec la limită, N tinde la infinit și le fac echidistante tot timpul cu norma diviziunii, adică fac o diviziune a acestui interval AB cu, de forma B minus A pe N, nu? Cu N tinde la infinit, adică am N puncte de acestea, o infinitate de puncte. Și atunci, ce se întâmplă? Dreptunghiile astea sunt foarte mici, foarte apropiate, cu înălțimea ducând spre zero aproape. Da? Ei, suma asta, la limită, a tuturor dreptunghiilor acestea, deci, asta este aproximativ egal. Cu precizie este așa. Area de A, A prim, B prim, B, este egală cu limită pentru N tinde la infinit din suma asta de la I egal cu 0 până la N, din F de Xi pe lângă Xi plus 1 minus Xi. Da? Spun. Și indiferent de felul în care aleg acest Xi, deci oricare ar fi șirul Xn ăsta care asigură diviziunile, indiferent ce șir de Xn iau în discuții, cu norma lui Xn tinzând la 0, adică distanța între puncte tinzând la 0, indiferent cum aleg șirul, cu norma tinzând la 0, și oricare ar fi șirul Xn, șirul Xn, care e compus din Xi1, Xi2, Xi3, adică acele puncte care sunt aruncate în intervale, cele, oricare fi șirul Xn, în condițiile astea, când limita asta are loc, ia ca simbol, suma asta este prezentată așa, simbolul sumă este așa, ca rezultat al limitei, da? De unde? De la A la B, pentru că de la A la B lucrează, da? De la A la B, de la Xi 0 minus Xi în acolo, din F de X, că acest F de Xi, acest F de Xi în fiecare punct, înseamnă F de X-ul în fiecare punct. Din F de X, distanța asta de X. Asta este motivul. Da? Deci, rezultatul limitei acesteia este integrala cu precizie și simbolul sumă îl scrim alungit, ca să spunem că am calculat limita, e un număr, rezultatul limitei acesteia, din F de Xi ăsta în fiecare punct, în fiecare punct, de acum apare, în fiecare punct Xi acela, constrâns foarte tare cu intervalele și astea, așa am F de X în fiecare punct. Intervalul respectiv. De ce zici? Din F de X? De-aia funcția trebuie să fie continuă. Și... sigur că da. Deci ca să funcții continuu să au primitive. Funcția asta, când nu am capete, e primitiva, cea care e derivată să facă funcția asta, este o întreagă teorie de acum, care are rost, are rol. Acolo când citești, când te uiți la calcul integral, în volumul acela calcul integral. Adică eu dacă am o suprafață, și, dar n-am legea după care variază, cum pot să aflu legea după care? Adică... păi, ai văzut ce se întâmplă. Dat fiind o funcție, dat fiind o funcție, îndată îți trebuie F mare, ceea care e primitivă, și ai început primul lecție? Nu. Eu ziceam... dar calculul integral ai început primul lecție. Da, la... calculul integral. Da, da. Și n-am mai introdus eu noțiunea integrală definită într-un mod... definit, nu. În aia. Până la sfârșit, cred că... cred că mai târziu. Da. Dar am un mod foarte interesant de a introduce noțiunea. Cred că în prima lecție, că cu... no. Am avut un moment de inspirație... nu știu, poate mă, ce țin minte că am făcut-o acolo. Definit în astfel, că... încă. N-am făcut, mă, ce am visat. Am visat? Nu am visat, am făcut-o.
știu că m-am apucat de lecții și când am zis, bă, cum să fac eu ca să fie, să le meargă la suflet, să înțeleagă, că nu facem primitivii de dragul primitivilor. Băi, te mai uiți o dată lecții. Da, măi. Lecția întâi. Da. Lecția întâi. Din volumul calculului integral. Nu se poate. Făcut-o. Așa, ca să-mi termin ideea, asta e suma rima. Da. Da. Suma rima este suma și asta cu f de xi pe lângă x plus 1 minus xi. Și unde ne ajută? Păi la calculul integral, pentru că limita, vezi, vreau să înțelegi un lucru. Ah, dacă eu am o limită asemănătoare dintr-o sumă, o pot transforma în... Păi, am situații când am de făcut o limită care mă trimite într-o integrală definită. Că îndată ce o văd de tipul xi plus 1 minus xi acolo și așez b minus a pe n, b minus a pe n, da, când am acolo, în suma aceea, atunci eu văd exact integral de a la b din f de x de x. Da. N-am acum în minte repede un exemplu ca să vă pot da, dar în astfel, la întrebarea ta, vreau sume, răspunsul, există o categorie de sume care sunt calculabile printr-o integrală. Pentru că ne-ai surprins că asume rima și ai o integrală definită. Deci nu-i zadarnic întrebarea ta, pentru că probabil ai văzut tu undeva niște ghișiții care însemnau niște limite a unor sume, da? Nu sunt calculabile sumele acelea, dar sunt surprinse, sunt privite ca sume rima. Aia cu 1 pe n în față... Așa ceva, așa acele, tipul acela de limite în care... Exact. Așa, în care apare 1 pe n acela. Da. Când se scoate factor forțat și atunci apare x pe ceva, b minus a pe n. B minus a pe n ăsta. Da? De acolo. De acolo. Și acum, dacă e numai 1, dacă e 1 pe n, înseamnă că e 0, 1. Ah. Da? Dacă e... E sumănătar. Deci dacă ai... Dacă ai 3 minus 2, e 1 pe n. Da. Dar ai de cele mai multe, de la B-ul este 1 și A-ul este 0. Și atunci se reduce la integrală 0 la 1. Da. Răspunsul este asta, da? Pentru că îți dai seama de modul acela în care vedem distanțele, da? Că B minus A pe N am zis că fac divizarea aceea. Deci la întrebarea ta despre sume, am vorbit acum, fără să-mi propun, de o categorie de sume, acelea, care se reduc la o integrală definită. Mâine seara am să mă gândesc să vă aduc niște exerciții care să însemne ce? Sumele acelea să fie integrale definite. Da? Să reducă, să insistăm un pic la capitolul sume, să vedem da. Niște sume, cum se calculează și după ce ne punem la punct cu calculul unor sume, îndată să vedem o anumită categorie de sume care nu mai merg rezolvate prin ceea ce ne stabilim, ce stabilim noi ca tehnică de lucru. Și atunci ne zicem, bă, vezi, dacă a ta asta o să o prindem ca o integrală. Și a făcut treaba. Da? Eu oprim aici că a început meciul și eu, dacă îmi par cu mintea acolo, o spun prostii pe urmă, știi? Așa. Dar mai e unul? Păi este la 10 acum. Tot cu România? Nu. A. Alt meci. Ce știu eu. Atât am și eu starea de pauză. Da. Merg și văd meciurile și până la 12 și uite așa, mâine uite. Duminică, am înțeles, că mai joacă cu Albania. Da. Ce spuneți, bine 1? Oi bine, oi bine. Era bine 0-1. Mama, bă, dacă n-am știut să păstrăm, asta e. Da. Suntem, avem un punct, nu? Și Franța are 3. Și chiar dacă îi batem, nu ajungem pe loc. Dacă îi batem, ajungem pe loc. Numai dacă împingem pe... Nu. Dacă îi batem pe
Albania trebuie să bate 100%, să pe locul 3 să vedem dacă face ceva. Pe locul 3. Da, dar pe locul 3 un număr de grup, de nu, echipe. Nu, eu zic în grupă. Da, nu, nu cred că. Duce Elveția pe 2. Așa, să oprim.